Moment aniversar pentru doi mari artiști. Andra și Fuegoș sărbătoresc poimine ziua de naștere. Amândoi s-au născut pe 23 august în județul Cluj, la 10 ani diferență. Coincidențele nu se opresc aici. Și Andra și Fuego au cântat de mici, iar primii pași pe scenă i-au făcut pe ritmuri de muzică populară. Au devenit în timp unii dintre cei mai apreciați artiști care știu să facă show la fiecare apariție și care încearcă să-și țină viața personală departe de ochii publicului. Cu bune și cu rele, destinul amândurora a fost marcat de câteva ori de momente de cumpănă pe care le-au depășit doar cu ajutorul celor dragi. Da, omule, să nu faci rău, că te vede Dumnezeu. Cine în viața se greșește, până la urmă tot plătește. Lucru mare, omenia, mai de preț ca bogăția. Aflată în topurile muzicale ale momentului, Andra a început să cânte muzică populară chiar înainte să știe să vorbească. Acum, când împlinește 30 de ani, artista simte că s-a născut la porțile norocului, iar cei doi copii ai săi, David și Eva, sunt cea mai mare fericire din viața ei. Andra se simte un om împlinit și mărturisește că nimic nu se compară cu bucuria de a fi mamă. Ai copii, ai bucurii, ai zâmbetul lor în casă. Te zici cu drag te zbat, să le faci viața frumoasă. Cine seamănă cu mine, cine numele mi le poartă. Mă mândre și am cu cine că am băiat, am și fată, bă! Cred că părinții mei s-au rugat mult pentru mine ca să-mi fie așa. Se zice că rugăciunile părinților întotdeauna nu știu ce-mi vine să plâng. Când vorbesc de părinți, întotdeauna devin așa mai sensibilă. Asta pentru că le sunt recunoscătoare și că îi iubesc foarte mult. Mezina familiei, Andra are o relație specială cu mama ei. Mama ne-a ținut uniți, mama ne-a învățat să ne iubim și să fim aproape unul de celălalt, indiferent de moment, de tristețe, de bucurie. Și apoi eu am preluat chestia asta de la mama. Zicea, orice aveam, nu am prins vremuri tocmai bune, n-am crescut în puf. Am luat-o așa treptat, am învățat să fim economi, am învățat să ne bucurăm de puținul pe care îl aveam și să-l împărțim indiferent de cât aveam, eram cei mai fericiți. Cât de grijă are o mamă, cât de gânduri o doboară. Am avut la un moment dat niște probleme cu mama de sănătate și eram în București. Și ne-am dus, țin minte, într-o dimineață la domnul doctor Sinescu și ne-a zis, sau trebuie să te operăm, i-au zis mamei. Păi îți dai seama, dimineața la ora 7 a fost așa, ca un șoc pentru mine, și nu se poate. Am sunat la ora 7 dimineața, am sunat pe frații mei și la ora 1-2 ei au fost cu toți în București. Am simțit că împart necazul ăla și suferința, împart cu frații mei, că nu sunt singură, că nu am toată greutatea pe spatele meu, știi, și că pot să împart cu cineva. Am în suflet un dor greu, dorul de fratele meu. Drumul vieții ne desparte, fiecare în altă parte. Dar cât de departe am fi, noi la fel ne vom iubi. Drumul vieții ne desparte, fiecare în altă parte. Dar cât de departe am fi, noi la fel ne vom iubi. Ziua în care a operat-o pe mama, aveam o emisiune
cu fratele meu lansasem albumul E cu mare omenia, de la frate la soră, și cântam o melodie, Drumul vieții ne desparte, fiecare în altă parte, Zuca. Zic sincer, am izbucnit în plâns. Fratele meu, care e și el sensibil, și el a început să plângă. Plânsul mi-aduc aminte cum era viața înainte. Erai mică, eram mic, n-aveam grijă de nimic. De curând, notorietatea pe care a dobândit-o Andra a făcut-o să devină ținta escrocilor. Aceștia au promis că oferă o mașină în numele artistei și au reușit să înșele 10.000 de oameni. Exigentă cu munca ei și atentă la fiecare detaliu din viața artistică, Andra a fost marcată de aceste manevre murdare care îi pătează imaginea. Pentru bani omul te vinde, te sucește și te minte. Unii din asta trăiesc mai lume și ajunge să-mi bogățesc. Unii din asta trăiesc mai lume și ajunge să-mi bogățesc. Cuvântul și omenia, astea, Doamne, le păstrez. De ești om cu suflet bun, niciodată nu le pierzi. Andra a dezmințit public anunțul că inițiază un concurs și că își oferă mașina de lux drept premiu. Mai mult, artista a declarat că va face plângere la poliție. Supărarea nu te întreabă dacă ai sau nu ai treabă. Vine de hai hui în casa omului. Bucuria e floare rară, tot mai rar trece prin țară. Și ca s-o găsești, musai să iubești. Că bogat e greu și sărac e rău. Nici nu știi cum e mai bine. Ardelean strict când vine vorba de reguli, generos și patriot, Fuego s-a născut acum 40 de ani la Turda, în județul Cluj. De un sfert de veac, artistul umple sălile de spectacole și ridică lumea în picioare la concertele lui. Deși a făcut carieră cu muzica latino, Fuego, pe numele lui adevărat Paul Surugiu, a cântat dintotdeauna muzică populară, dar bunica îi hărăzise un alt destin. Ar fi vrut să-l vadă preot. Bunica Stratenia, pentru că așa o chema Dumnezeu să o odihnească, parcovăr și acum făcea tot posibilul să mă învețe să fiu mai bun, să fiu respectuos, să fiu altruist. Bunica mă vedea un preot în ținutul apusenilor, ca să zic așa, iar mama artist la oraș, în capitală. Bunica n-a mai apucat să mă vadă pe scenă și la televiziune. În schimb, eu sunt fericit pentru că până la urmă ea mi-a spus Ciprian, pentru că pe mine mă cheamă și Ciprian. Cipi îmi spune toată lumea la Turda. Cipi, până la urmă, fă ceea ce îți place ție. Dacă vrei să cânti oamenilor, fă această profesie. Mamă, să n-ai grijă mea, când în lume voi pleca, tu ești steaua sudului. Vesel și dinamic în spectacole, Fuego a învățat de mic ce înseamnă binele și răul, iar de câțiva ani ascunde în sufletul lui o suferință nemărturisită până acum. Viața i s-a schimbat complet în anul 2010, odată cu moartea tatălui său. Atunci a simțit că își pierde echilibrul, încrederea și protecția pe care le-a primit zi de zi de la părintele său vreme de 34 de ani. Numai părinții sunt cei ce ne mai iartă. Numai părinții prea simte flori de dor. Numai părinții sunt cei care ne așteaptă să ne întoarcem la căsuța lor. Este tatăl tău persoana care îți lipsește și astăzi? Bineînțeles că îmi lipsește. Dar mi-aduc aminte de el. Știu ce om era și cât de mult și-a dorit ca eu să fiu pe scenă, să cânt oamenilor. Da, unde ai plecat, nu știu, că mi-e sufletul cu tine. Și mă duc și ea.
De când tata a plecat, parcă inima aceea frumoasă a familiei s-a știrbit, pentru că asta e viața. Cu toții plecăm mai repede sau mai târziu. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde, dragul părinte. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Am trecut la altă etapă. E cazul să se știe că în buletin mă cheamă Paul Surugiu. Nu voi renunța la numele de Fuego, dar în proiectele mele, pe afișe, pe CD-uri, pe posterele care ies pentru admiratorii mei, logic că voi scrie Paul Surugiu Fuego. E bine ca lumea să-mi știe numele. Astăzi este ziua mea, an de an a fost așa, toți prietenii mei știu că sunt vesel și am să fiu. Anii câți i-am adunat într-un sac i-am aruncat și pe apariul lui am dat drumul sacului. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-om petrece toată noaptea până-n zori. Pe lângă muzică, de un an de zile, Paul Surugiu își pune semnătura și pe pânze. Pasiunea lui Fuego s-a transformat de puțin timp într-un proiect caritabil menit să aducă alinare și căldură marilor artiști ai României, peste care s-a așezat vălul greu și dureros al uitării și care își trăiesc ultimii ani ai vieții în sărăcie și în singurătate. Din rodul pasiunii lui, Paul Surugiu a ajutat 50 de artiști, printre care Cornel Constantiniu, Emei Iacobescu, Anca Pandrea și Ilie Micolov. Tot ceea ce realizez din vânzarea picturilor mele, totul merge către marii artiști ai României. Eu nu-mi doresc ca artiștii care mi-au alinat mie copilăria să moară de foame sau să fie singuri, așa cum s-a întâmplat cu Gică Petrescu. Doamne, lume cu caro, hai lume și iar hai, să nu ni se spângă neamă, hai lume, hai.